arădeni au participat astăzi la evenimentul O zi cu primarul. Aceștia au participat la mai multe întâlniri ale edilului, printre care și la o vizită de lucru în cartierul Micalaca, unde săptămâna aceasta se derulează curățenia de primăvară, dar și tradiționalele întâlniri cu cetățenii. Astăzi am avut acțiunea O zi cu primarul. Cei trei au fost prezenți cu mine să vedem cum se desfășoară curățenia de primăvară în Micalaca, zona 100. Au văzut cum se toaletează, au văzut cum intervin cei de la regia de apă și împreună cu directorul tehnic am luat decizia să mărim numărul de scurgeri pentru a duce mult mai rapid apele care stăteau la colțuri în zona de canalizare. Și cei trei arădeni au fost încântați de activitățile la care au participat alături de primar. Am avut ce învăța multe de la domnul primar, mă bucur și chiar vă mulțumesc și vă urez mult succes în tot ce faceți și mult succes să ajungeți al patrulea mandat. Mulțumesc! În vizita pe care am făcut-o cu domn primar în teren și, mă rog, la biroul dânsului, am rămas impresionat de echilibru pe care îl are sau trebuie să-l aibă un primar în privința realizărilor, a problemelor care sunt atât în teren, soluțiile pe care trebuie să le ia. Ca și cetățean, aș putea spune că, privitor la parcările care se fac, poate că ar trebui camere de supraveghere, parcările auto, mai ales în trei blocuri. În timpul întâlnirilor din Micalaca, primarul Falcă a anunțat că și piața Mioriței va fi modernizată și acoperită după modelul pieței din zona Fortuna. Tot astăzi am finalizat și o să vă prezentăm în curând modul în care vom închide piața Miorița. Așa cum știți, avem un proiect de închidere acestor piețe pentru a da condiții cât mai bune atât comercianților cât și cetățenilor. Și după ce am avut succes cu piața Fortuna, suntem în finalizarea proiectului pentru piața Miorița și, evident, după aprobare, vom intra în procedură de realizare acestei închideri. Curățenia de primăvară se va derula până în luna aprilie, rând pe rând fiind igienizate toate cartierele din municipiul de pe Mureș.